Cei doi finaliști ai României F3 trofeul municipiului Bacău, Elias Imer din Suedia și José Hernández din Republica Dominicană, erau deja obosiți la ora finalei după ce disputaseră semifinale extenuante. Hernández trecuse cu 7-6, 6-4 de basarabeanul Maxim Dubarenco, iar Imer îl învinsese cu 6-4, 6-4 pe spaniolul Carlos Gómez Herrera. Totuși, finaliștii și-au adunat toate energiile și au oferit un spectacol pe cinste spectatorilor care au umplut tribuna bazei de tenis ASCM Bacău. Publicul atent și bun cunoscător al tenisului, a urmărit cu maximă atenție toate fazele și a aplaudat deopotrivă reușitele suedezului și ale dominicanului. Hernández a început mai bine și a câștigat primul set cu 6-3. De la mijlocul setului secund, Imer a recuperat un break, iar apoi a egalat la 1, câștigând tie-break-ul la 2. În setul decisiv, suedezul de culoare a fost mai proaspăt decât adversarul său și a avut inițiativa fără a izbuti să se desprindă. La 5-5, el s-a accidentat și a avut nevoie de 15 minute de masaj. Imediat, pe zgura devenită alunecoasă din cauza burniței, a căzut și Hernández. Meciul a fost întrerupt, iar cei de la Sport Club Municipal Bacău au împrăștiat pe teren zgură uscată. Meciul s-a reluat cu Imer foarte proaspăt și Hernández total amorțit. Suedezul a câștigat setul cu 7-5 și totodată el a devenit al 13-lea pe lista câștigătorilor de-a lungul vremii ai competiției băcăoane. Ca de obicei, învinsul și învingătorul s-au adresat publicului. Thank you everyone that helped to clean the court, the ball boys, all the staff. Thank you very much. Without you guys, it wouldn't have been possible to play. Hey, like Romania, it's my second time here. I won my last time in Bals, and now I come to Bacau, and I think I have 10 love in winning streak here, so it fits me in Romania. Dintre înaltele oficialități ale competiției au vorbit senatorul Dragoș Lucian, fost manager al competiției, și Leonard Pădureanu, city managerul municipiului Bacău. Mulțumirile mele sponsorilor oficiale, sponsorilor locali, și în mod deosebit vreau să mulțumesc societății Simba Invest pentru că participări la cofinanțarea organizării acestui turneu, alături de Primăria Bacău și Federația Română de Tenis. Ne gândim, dacă tot spuneați de promisiuni, ne gândim și la niște modificări de infrastructură ca să mai anulăm din efectele nefavorabile. Oricum, felicitări organizatorilor care au într-adevăr cel mai mare merit și bineînțeles, jucătorilor. Pentru performanța sa, suedezul de 18 ani, Elias Imer, a primit 35 de puncte ATP și un premiu de $2,400. Dominicanul José Hernández a primit 20 de puncte ATP și $1,200. Câștigătorii probei de dublu au fost românii Patrick Grigoriu și Costin Pavel.